Asigurații care au depus la CSE Hunedoara cerere pentru eliberarea cardului național de sănătate duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia trebuie să se prezinte la sediul Casei de Asigurări de Sănătate pentru a intra în posesia cardului duplicat. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara eliberează lunar în jur de 280 de duplicate. În general, pot să vă spun că, făcând o medie a solicitărilor pe care avem în lucru, sunt în jur de 65-70 de asemenea solicitări pe săptămână. Deci, în jur de 250-280 de cereri pe lună pe lucrăm noi, dintr-un total de 380.000 de asigurați pe care avem în Hunedoara. Procedura de obținere unui card duplicat nu este complexă, dar trebuie achitată o taxă de aproape 13 lei. Prima dată, cel mai important este să completeze acasă sau online o cerere tip care se găsește pe site-ul nostru și care este publicată și pe rețelele de socializare, link-ul către cererea respectivă publicat peste tot unde avem noi acces. Se achită o taxă de 12,97 lei pentru înlocuirea cardului sau pentru eliberare card duplicat, card național de sănătate duplicat, și împreună cu o copie după buletin și dovada calității de asigurat, respectiv adeverință de la locul de muncă sau o copie după cuponul de pensie, depinde de categoria de asigurat a fiecăruia, toate trebuie să ajungă la CSE, fie fizic, fie prin e-mail-ului. După ce s-au făcut aceste solicitări, exact în acea zi, noi eliberăm o adeverință pe care asiguratorul o poate folosi timp de 60 de zile.